Apar noi detalii în cazul dosarului de proxenetism și cămătărie, în care este audiat și cântărețul de manele Florin Salam. Conform unor noi informații, prostituatele erau racolate prin metoda Loverboy și fiecare avea proxenetul personal. Unele dintre fete sunt vechi în branșă, activând în trecut în centrul vechi. Partidele de amor se desfășurau la un hotel din București, așa că două recepționere care făceau parte din rețea au fost și ele duse la audieri, pe lângă Florin Salam. Mai dau declarații și Sile Broscoi, Miron Silică, dar și interlop din clanul lui Stoacă și Macula. Percheziții în București și în județele Ilfov și Vâlcea la persoane suspectate de proxenetism și cămătărie. Polițiștii fac 11 percheziții în capitală și în județele Ilfov și Vâlcea într-un dosar de proxenetism și cămătărie, zeci de persoane fiind căutate pentru a fi duse la audieri. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 24 Poliție, pun în aplicare miercuri mandate de percheziție domiciliare în Municipiul București și județul Ilfov și Vâlcea, precum și 39 de mandate de aducere într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru proxenetism și cămătărie. Printre cei care dau declarații la poliție se află și Florin Salam, celebrul cântăreț de manele, conform unor informații pe surse. Acesta ar fi fost client al unor prostituate din dosar. În fapt, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi înlesnit practicarea prostituției în sectorul 5, dar și în alte localități din țară, obținând foloase patrimoniale de pe urma acestei activități, care ar fi fost desfășurată de mai multe femei. De asemenea, din cercetări s-a stabilit că unele dintre persoanele bănuite ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă și termen de restituire, a arătat Poliția Capitalei. În baza mandatelor de aducere, persoanele vizate urmează să fie duse la audieri, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și cămătărie, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, relatează mesajul.ro.